Domnilor și domnilor, bună seara, bun găsit la Focus Magazin. Bună seara, bun găsit tuturor. Dacă eu nu m-am lăsat uns, s-a dus Diana la coafor și și-a făcut un minunat breton. Ești foarte frumoasă. Mulțumesc, Alexandru. Sunt aproape o altă colegă. Da? E una dintre personalitățile tale. Cea dar cu breton. Sper să-ți placă mai mult de această nouă colegă. Mie îmi place de toate la fel de mult. Ce drăguț ești, mulțumesc. Mie îmi place mai mult de ea, așa, tale. Dar na. Bine, dacă mie îmi place foarte mult de mine așa, sunt convinsă că și ție îți va plăcea la fel de mult de mine. Eu sunt tare curios să știu dacă ai suferit în momentul în care ți-ai făcut bretonul sau nu. N-am suferit pentru că m-am dus la țanc, la unde fix. Trebuie, pentru că am vrut asta, m-am lăsat pe mâini bune și fix aia mi-a ieșit. Da, știi cum e, eu nu cred până nu văd. Păi hai să-ți și arăt. Toată lumea se așteaptă să vedem blondă sau roșcată. Dar nu doar asta înseamnă schimbare. Schimbare înseamnă și o altă frizură. Nu aș renunța la părul ăsta, mai ales că e natural și m-am chinuit destul de mult să scap de vopselele pe care mi le-am tot pus de-a lungul timpului. Și aș vrea să rămân cu el natural, că, pentru că până la urmă cred că arată cel mai bine. Hai să așteptăm marea schimbare, te lăsăm la masaj și uite ce... Așa, mulțumesc! E marea schimbare, Diana, dar ai stat, cred că a stat jumătate de oră la masajul ăla. Să adorm acolo și mai mult. Dar nu e normal, trebuia să-mi stimuleze fiecare fir de păr ca să-mi crească. Bun, hai să trecem la treabă, că sunt curioasă ce schimbare să faci. Hai. Trecem la treabă. George? Da, bună. George, ce faci? Mă las pe mâinile tale ca de fiecare dată. Te tundem de curte. Ia zi, George, care e marea schimbare, că noi nu mai putem aici. De jumătate de oră. Scurt. Renunți tu la părul ăsta frumos, lung, nu cred așa ceva. Arta cere sacrificii. Pentru artă facem orice. Sau aproape orice. Nu chiar scurt, adică nu îl facem scurt, clar. Nu l-aș tunde scurt, dar oricum o va fi o schimbare. O să vă uitați la înainte și după să vedeți. Schimbare. George, ne spui tu că ea nu vrea să ne spună. Da, o să... Dă-ne un indiciu așa despre tendințe. O să facem un breton astăzi, că deja părul ei nu mai are nicio formă. Și prima schimbare o să fie cu bretonul. Și o să mai tengi de lungime. O să facem mai schimbă. Sauvaj. Da, îl facem mai wild. Așa, mai wild, cum îmi place mie. Îl facem wild. Toată lumea întreabă ce se poartă. Se poartă ce vrei tu și cum te simți tu bine. Doar că, în general, brandurile dau un trend pentru a-și vinde produsul și pentru a, nu știu, crea o imagine pe anul respectiv. Și totuși, că atunci soare cam ce se poartă? Bretonul este must have. Și cel mai mult se merge pe tunsoare cât mai fresh și simplă, astfel încât să nu necesite foarte mult aranjat. Trendul de anul ăsta e fără aport termic asupra părului, deci adio ondulatoare, adio plăci. Bine, păi să ne pregătim și... Nu vreau să vă bretonul. Păi, stai că mai vrea să un pic. Diana, într-adevăr, ești schimbată, ce să zic? Cine e cea mai beautiful din țară? Da. Încă nu am terminat. Încă n-am terminat, să știi. Tundem adică și... Bretonul este 80% gata. Mai avem de tăiat și restul părului și apoi facem lucrul final. Sorry, ne zi-mi tu părerea ta, cum îmi stă? Bine? Bine, auzi. Gata. Am o părere avizată a unui bărbat din afara... Să vedem acum ce zice și soțul. Sigur o să-i placă. Dacă nu, trebuie să-i placă, știi cum e? Nu, el e foarte... E un critic bun și sunt convinsă că o să-i placă. Finalul în sfârșit, hai să vedem marele final. Stai. Avem un ritual. Și dai cu sare de mare, cu ce-i dai? Da, exact. E ca la plajă aici. O scoatem din Marea Neagră acum. Marea Moartă. Arată bine, nu? Și mie îmi place foarte mult. Come on and shine, shine, shine like a star.
superbă ești. Da, mulțumesc. Toată seara o să-mi spui că sunt superbă, nu?